Vodafone te aduce aproape de lotul olimpic al României. Împreună suntem mai puternici la Jocurile Olimpice. Adina, ai trimis sute de mesaje și întrebări. Un singur lucru e clar, românii te iubesc. Mulțumesc, da, le mulțumesc de suflet. Să mă mulțumesc cu tine. Da. Hai să citim împreună câteva din întrebările pe care le-au pus pentru aplicație. Aștept, da. Întâi, toată lumea vrea să știe cum e cu medalia. Ce s-a întâmplat? Să povestești puțin cum a fost în concurs. Sunt foarte fericită pentru rezultatul obținut. Mi-am dorit foarte mult să vin acasă cu o medalie olimpică. Am zis că orice medalie este binevenită pentru că e foarte multă muncă la mijloc și suntem foarte, foarte bune toate și acum care prinde ziua cea bună, aia va câștiga. Se pare că a fost ziua braziliencei. Ea a și câștigat, a și văzut că n-am putut să fac mai mult meciul cu ea. Eu am vrut, dar nu atât am putut. Bine, asta și că am avut problema cu brațul, la mine foarte mult contează mâna dreaptă. N-am avut o sănătoasă ca să pot să îmi iau eu prizele mele favorabile. Cum a fost? Povestește așa. Fiecare meci, povestește-ne cum a fost. Da, primul meci care l-ai avut, oarece probleme? Da, primul meci l-am avut cu Baneză cu care nu am mai avut întâlniri cu ea. A fost prima întâlnire aici la Jocurile Olimpice. A fost un meci scurt pentru că s-a terminat destul de repede, ea primind acea penalizare care mi-a dat mie meciul, nu avea voie să facă acel procedeu. A făcut acțiune de picior, nu? Da, a fost mâna pe picior și nu e scos din regulament, ceea ce și pe mine m-a dat un pic peste cap, că și eu aveam unele procedee de acel gen. După care a urmat meciul cu Mongoleza, meci la fel de greu, care mai avusesem o singură întâlnire cu ea la campionatul mondial, unde la fel am câștigat meciul la Golden Score, tot prin ultimile secunde. E o sportivă foarte, foarte forțoasă și mă cunoștea foarte bine. Bine, și eu o cunoșteam pe ea, dar ea cred că mult mai bine ca eu pe ea. Am știut ce trebuie să fac în meciul cu ea, am încercat să-mi pun prizele mele, că mai cu priza aia v-am zis că reușesc să domin orice adversar dacă ajung să o pun. Și meciul cu Mongoleza am suferit și acea accidentare la mână care m-a speriat un pic, pentru că urma meciul cu Japoneza și meciul cu Japoneza trebuia să fiu aptă total ca să reușesc să o vin. Dar se pare că și cu mâna așa un pic lovită am reușit să-mi pun eu priza cu care am reușit să o și trântesc și cu care am reușit să și câștig. Iar apoi finala cu brazilianca, unde nu s-a mai putut. Am încercat, am făcut tot posibilul să trec peste durere, dar nu am reușit. Și așa m-a învins. Dacă era îndeplinitatea forțelor tale, ai fi putut să o bați? O simțeai? Acum, bine, nu pot să zic nici că dacă eram aptă, gata, o băteam. Nu. Probabil se desfășura altfel meciul. Nu știu acum dacă reușeam să o bat sau dacă mă bătea, dar cu siguranță aplicam și eu unele procedee care poate o trânteam sau poate eram mult mai activă pe cât am fost și că pe cât nu am crezut că o să mă facă să mă retrag. Dar bine, asta probabil din cauza durerii, da. Dar nu știu, nu pot să zic nimic, că poate aș fi fost mai bună dacă aveam și brațul sănătos. Ca să înțeleagă lumea, cât de tare te durea brațul? Adică un om normal, cam ce durere, cu ce durere ar putea să compare? Păi ce pot să vă zic este că este o întorsă, probabil cei care au suferit întorsă la cot știu exact durerea. Acum vine un pic umflat,
nu pot să-l îndrept, că dacă am rămas cu el un pic îndoit, acum mi-e mai greu să-l îndrept și din cauza umflăturii, că nu-mi dă voie, trebuie să se retragă lichidul de acolo. Și cred că știe, nu, cei care au suferit știu cel mai bine. Cei care au făcut sport și fac în continuare sport, probabil ei știu cel mai bine. După meci ai putut să te îmbraci, să te dezbraci, să faci duș de durere? A fost... M-a durut, dar eram prea fericită. Da, am putut mai ușor, dar am putut. Uite, o sport... Nu este atât de grav, deci nu e foarte grav, numai că m-am împiedicat să fac unele procedee, da. Uite, o sportivă chiar aici la Olimpiadă, se vorbește cu o sportivă care a luat medalie, a vrut să facă duș cu ea, pentru că era atât de fericită că a luat-o și a căzut la duș și a spart medalia. A vrut să facă duș cu medalia? Cu medalia. Asta nu, chiar nu înțeleg. Cum să faci medalia la duș? Ruginește. Păi dacă era de metal prețios, n-are cum să fie. Da, nu... Nu cred. Eu nu n-aș făcut asta. Cum să fac? Cum să spăl? Dar e curată, că ți-o dă curată. Măcar dacă eu l-ai cu tine în baie, o puneai acolo, să-ți faci duș așa cum trebuie. Dar nu cred. Și s-a spart? Chiar s-a spart? Vai, săraca. No. Păi, nu știu ce să zic, ceva ce n-am mai auzit până acum. Cu medalia, după ce ai luat-o, unde ai pus-o? Ai dormit cu ea? După ce am luat-o, nu am dormit cu ea, am pus-o într-o borsetă și am ținut-o acolo și mai aproape în fiecare zi am avut-o cu mine. Acum o ai cu tine? Acum o am cu mine, da. Nu știu unde mi-e borseta, cred că este pe masă borseta. Da. Lumea care a intrat pe aplicație, ce nu arată și nouă, să arată la oameni cum arată medalia olimpică. Da, este un pic mai mare ca cea de la Beijing și mai grea un pic, dar la fel de frumoasă. Nu pot să le compar altfel. Deci de necomparat. Lângă cea de la Beijing, da? Da, bineînțeles. Sper să primesc cutia, că n-am primit cutie la ea și nu-mi place să o țin așa, că se murdărește, se strică și acest minunat ordon. Să pun la gât, să le arăt, să stau cu ea, să vadă fiecare. Spune-mi, te rog, toată lumea care a intrat pe aplicație întreabă, tu chiar vrei să te retragi? Da, bine, e un pic mai greu acum pentru mine să dau un răspuns pozitiv și unul negativ, adică și că mai fac și că nu mai fac. Deocamdată vreau să mă bucur de succesul pe care l-am avut aici și apoi mă liniștesc, ajung acasă, mă liniștesc și mă gândesc bine ce vreau să fac în continuare. Nu pot să vă dau un răspuns exact acum, în momentul acesta. S-a vorbit că ți-ai dorit un copil, că ai planul pentru viața ta personală. Da, am nevoie și eu de asta. Adică, cred că oricine își dorește, după ce reușește să aibă o performanță așa cum am avut-o eu și cum o au și alți sportivi, ce își dorește după e normal, familie, copii. Cred că copilul e cea mai mare bucurie pe care o poate avea o mamă. Și e și normal și o să-mi doresc acest lucru. Dar poate între Olimpiadă și copil, poate o vacanță într-un loc exotic, prietenul și iubitul tău, s-a promis ceva? Da, normal, vom merge după ce ajung acasă. Avem vacanță făcută la Palma de Mallorca. Abia o aștept, că atât de multă muncă a fost la mijloc și atâtea emoții, atât de mult stres și acum chiar vreau să mă eliberez de ele și cred că numai acolo voi putea să fac asta. Bine, am reușit acum că în mare parte că am și câștigat această medalie superbă și e mult mai bine acum. Ce simți când ai urcat pe podium? Întreabă cineva pe aplicație.
E o emoție și o amintire plăcută ca cea de la Beijing, atunci când am urcat într-adevăr pe prima treaptă a podiumului, de data aceasta doar a doua treaptă, dar la fel o bucurie și o împlinire în ceea ce am făcut în cei 4 ani după Beijing. S-a văzut că munca mea depusă a fost cu folos. Lumea vrea să știe cum e în satul olimpic, cum e la tine în cameră, cum e la bloc acolo, toți stați în același bloc? Da, stăm în același bloc cu toții, stau la etajul 1, primele etaje sunt ale noastre, următoarele etaje sunt ale ungurilor, deci suntem un bloc cu ungurii. Este foarte frumos, este un bloc cu câte etaje are, nu știu dacă urcă pe scările, că are vreo 8 etaje. Stăm în cameră, e un apartament cu 4 camere, câte 2 într-o cameră, chiar este frumos. Nu știu, probabil o să se dea și imagini de acolo, să vadă și cei de acasă, că degeaba încerc eu să le explic, că mai bine să vadă, e altceva. Ce pot să vă zic e că au reușit să facă ceva foarte frumos. La mall. Mall este chiar lângă satul olimpic. Ai fost? Am fost, da. După ce am terminat, am fost împreună cu familia. Deci după câte zile ai putut să reziști fără mall-ul de lângă satul olimpic? Bine, am fost că m-am întâlnit cu familia în fața mall-ului, că nu puteau să vină în sat, că ei nu aveau voie. Dar nu am putut să merg să vizitez. Ieri am mers împreună cu fratele meu, că el a plecat un pic mai târziu și am reușit să vedem câte ceva. Am înțeles. Povestește-ne, te rog, cu unghiile. Unghiile mi le-am făcut ieri acum 2 zile, imediat după ce am terminat la Casa PNG. Mi le-au făcut cei de acolo. Steagul nostru. Le-ai da. Nu, le-am făcut după, că nu avem voie cu unghiile făcute. Nu avem voie cu unghiile făcute și le-am făcut după. Lumea vrea să știe de ce personajul se face, Bruce Lee sau Van Damme? Van Damme. Bruce Lee sau Van Damme? Nu am pe unul. Amândoi sunt plăcuți în felul lor. Urmăresc filme și cu Van Damme și cu Bruce Lee, deci nu am unul preferat. Este un actor care îți place pe un serviciu, din punctul ăsta de vedere? Nu pot să zic că am un actor preferat. Un film preferat? Care e genul de film? Mie îmi plac comediile, mai ales înainte de o competiție importantă. Îmi place să văd un film în care mă face să mă detașez de ceea ce urmează, ca să nu pun prea multă presiune asupra mea. Și comediile mă fac să mă simt bine. Întreabă cineva dacă te-au deranjat direcțiile din țară, că n-ai votat și tot ce s-a... Da, nu pot să, nu mai comentez atât, nu comentez la asta. Să le mai arăt odată unghiuțele. Dacă te retragi, plănești să devii antrenare? Voi rămâne tot în sport. Dar nu pot să zic exact dacă antrenoare sau ceva la Comitetul Olimpic sau ceva la Federația Română de Judo sau ceva la Clubul Steaua. Asta voi vedea atunci. Dar oricum voi rămâne în lumea sportului. De ce nu te retragi la următoarea olimpiadă? Wow, da, încă 4 ani de zile nu cred că aș mai putea. Deci asta o pot spune acum, că nu cred că vor mai fi 4 ani de zile. Poate dacă e să mai fac un an, doi, dar încă 4 ani nu, e prea mult. Ai putea, de exemplu, să câștigi medalia la campionatele mondiale și apoi gata. Un cel pe care încă nu l-ai atins. Da, exact, nu l-am atins, dar nici nu pot să fiu sigură că îl pot atinge și într-adevăr și îmi doresc să câștig titlul mondial, dar am mai spus-o că cel mai important pentru mine a fost și va rămâne în continuare Jocurile Olimpice.
unde am reușit să cuceresc două medalii. Și asta mă face să trec mai ușor peste campionatul mondial, unde nu am reușit să cuceresc medalia de aur. Am trei medalii de bronz, totuși nu pot să zic că nu am câștigat nicio medalie la campionatul mondial. Lumea spune că îți dorești o fetiță, dacă o să ai un băiat, poți să revii? Dar nu contează ce. Bine, da, într-adevăr îmi doresc o fetiță, dar orice este, dacă e să fie, în primul rând să fie sănătos, sănătoasă și să... Dar să poți să continui cu un copil, nu cred. Despre colega ta, despre Căpioriu, ce poți să ne spui despre lupta lor? Ta... Păi toate am muncit la fel de mult și s-a și văzut că și Chițu a fost foarte aproape, păcate de acea secundă în care nu știu ce s-a întâmplat, că nici nu a fost acolo. Probabil o fi crezut că timpul a expirat, dar niciodată nu trebuie să te oprești până atunci când arbitru spune mate. Și eu am pățit-o. Am pățit-o tot la Jocurile Olimpice, atunci când am pierdut medalia de bronz eu, în ultimile 5 secunde, nu a fost chiar o secundă. Asta că dacă nu se întâmpla, nu făcea acea greșeală, cu siguranță și ajungea în finală, pentru că cu cine urma să aibă, nu ar fi avut probleme. A deschis șampania. Cineva vrea să știe care a fost cel mai dureros moment al carierei tale? Poate ai vreodată să te tragi, poate... Păi atunci când am pierdut la Atena, la Jocurile Olimpice de la Atena, în ultimele secunde, a fost un moment foarte dificil pentru mine și foarte greu, pentru că chiar nu venea să cred că mi s-a întâmplat mie asta. Și plus de asta pierdusem cu o chinezoaică pe care o mai bătusem până atunci și doar greșeala pe care am făcut-o eu în ultimile secunde m-a costat. Dar am reușit să trec peste momentele alea cu ajutorul antrenorilor, cu ajutorul părinților, cu ajutorul celor care au știut ce să-mi spună pentru a merge mai departe. Ce mesaj ai pentru românii care te-au susținut, care te-au văzut de acasă, care au fost alături de tine? Le mulțumesc că m-au susținut și că a fost alături de mine și mi-am făcut din nou să plângă de bucurie și cam atât, că n-am cred că e de ajuns mulțumirea pe care le-am spus-o și sper să și de acum încolo să ne urmărească, că noi încercăm să facem tot posibilul să ridicăm steagul cât mai sus, steagul României. Ultima întrebare a unui om de pe aplicație care zice că vrea să vină să te vadă la Rio. Îmi pare rău pentru el, dar probabil să vină, dar dacă e, vine să le vadă pe celelalte colegi ale mele, că cu siguranță și acolo vor face performanță și cred că o să aibă ce să vadă dacă va veni și nu o să mă vadă special pe mine. Pe cine pariezi? Cine va fi următoarea din adunit? Următoarea să vede că e Căpioriu? Andreea Chițu, eu și acum o vedeam pe ea favorit aici, și Corina Căprioriu la fel. Cele două, cu siguranță, vor urca pe podium și la Rio. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu! Împreună suntem mai puternici la Jocurile Olimpice. Intră în aplicația de Facebook Împreună la Jocurile Olimpice și susține sportivii României la Londra. Vodafone.